le crud să-l dezbrace apoi și să-i savureze gustul dulce amar. Mai târziu, adolescent fiind în doplinul natal, a fost scărat cu roaba acasă, nefiind în putere să mai meargă pe picioarele sale tinere și cu vine elastice, care unui tăluraș prin care curgea năvalnic un sânge de nestăvilit și fierbinte, ca vinul cu care se alăpta adesea prin cramele din apropiere ale Tirolului. Acum și nuca încuiată și amintirea căratului cu roaba au rămas doar încercări despre care crede că odată și odată nu au cum să îi mai facă față. Și așa se zice s-a fi născut poetul 8D. Bravo! Bravo! Citim și din Baletul de noapte. Dar roata la roabă era cu cauciuc, data modernă, nu cu daia.